Bine ați venit! Mă numesc Agapia și în această filmare voi face o etalare personalizată pentru persoanele care au ascendentul, zodia sau semnul lunii în vărsător. Sau poate că sunteți într-o relație cu un vărsător și doriți să aflați energia acestuia pentru luna mai. Așadar, vom trece la etalare. Voi aprinde o lumânare pentru inspirație, da? Pentru a trage cele mai frumoase cărți pentru dumneavoastră, vești bune, să vedem exact ce predispoziții sunt și dacă veți resona cu acestea. Vom pune întrebări cărților de tarot Illuminati. Clarificări vom obține de la Tarot Mucea și oracolul Zodiac ne va spune în ce zodii se află persoanele cu care vărsătorii vor interacționa în luna mai. Fie în sens pozitiv, da, că îi ajutați sau urmează să vă ajute ei pe dumneavoastră, fie că sunteți într-o relație cu acele zodii, veți recunoaște aceasta, sau vor reprezenta persoanele pe care urmează să le cunoașteți și cu care puteți aveți anumite relații sau colaborări benefice. Acelora dintre dumneavoastră care își serbează onomastica de Sfântul Constantin și Elena de pe 21 mai, le doresc multă sănătate și toate cele bune, dorințe împlinite. De asemenea, tuturor celorlalți, ca și dumneavoastră, vă doresc o lună mai fericită și plină de realizări. De foarte multe ori are importanță felul în care intrăm într-o lună și poate că veți rezona cu aceste cărți. În cazul în care doriți, vă rog să vă abonați și să urmăriți acest canal de YouTube. Puteți comenta atât aici, cât și pe pagina de Facebook Agapia Tarot și voi trece acum la extragerea celor 10 cărți din fiecare pachet, așa cum am procedat pentru fiecare zodie în parte. Să vedem ce vă preocupă în luna mai. Din perspectiva acestor cărți de tarot, ce situație consideră că este importantă pentru dumneavoastră? Iată, este vorba despre ieșirea dintr-o situație în care a trebuit să faceți o alegere între inimă și minte. Poate că ați avut de pus în cumpănă emoțiile și gândirea rațională. Această problemă vă preocupă, dacă alegeți cu inima sau cu mintea. Să vedem clarificarea. Ce anume vă preocupă în luna mai? Dragi vărsători, cartea este... Vă preocupă un valet, da, sau paj de spade. Vă preocupă, de fapt, acest fel al dumneavoastră, da? Pentru că valetul de spade reprezintă persoane din vărsător, e adevărat, și din gemeni sau balanță, dar această persoană este foarte curioasă, este plină de inițiativă, dorește să învețe, dorește să afle cât mai multe lucruri. Și trei de spade era tot cartea pentru gemeni balanță vărsător. Vă rog să mă iertați că am strănutat. Probabil că era, așa se spune, când cineva strănută, confirmă ceea ce se spune. Erați, da, sunteți într-o stare, într-o situație în care... Parcă v-ați dori să ieșiți din pielea dumneavoastră de persoană rațională, de persoană care urmărește foarte clar scopurile și oarecum începeți să treceți prin filtrul emoțiilor ceea ce gândiți. Da? Este ca și cum ar exista un anume proces
da? Al emoțiilor în dumneavoastră. Al doilea set de cărți, pentru că sunt mai multe, se referea la întrebarea ce vă ajută în situația de față. Și vă pot spune așa, din nou cărți de spade care vă descriu, cartea 4 de spade este cartea care arată sau ce v-ar ajuta să vă odihniți, să vă clarificați foarte bine ce vă preocupă, să lăsați gândurile să se cearnă, să rămână cele importante, pentru că v-ați gândit destul de mult în ultima vreme, poate ați purtat anumite discuții în contradictoriu sau ați fost în niște competiții. În orice caz, v-ar ajuta să ședeți și să cugetați, așa este o vorbă, da? Așa spunea Ardeleanu, că șede și cugetă. Vă ajută foarte mult acest lucru. De asemenea, ce vă ajută? Este un cavaler, da, sau prinț de bâte întors. Vă ajută să nu fiți impulsivi, vă ajută să fiți mai să nu mai fiți așa iuți, da? Poate puneți foarte mult patos, sunteți foarte iuți și foarte nerăbdători. Poate v-ar ajuta să fiți mai cumpătați, da? Această carte a valetului sau a cavalerului de bâte poate să reprezinte și o persoană din berbecleu săgetător, pentru că este prima carte care nu este de spade. Și poate că vă ajută o astfel de persoană care își schimbă atitudinea. Da? Este o persoană din berbecleu săgetător care își schimbă atitudinea și atunci vă ajută. De asemenea, ce vă mai ajută? Un 8 de spade, din nou spadele, dragi vărsători. Vă ajută faptul că nu vă mai simțiți blocați, că vă dați seama că alegerile pe care le faceți, unghiul din care priviți lucrurile, poate fi schimbat. Prin urmare, părerea pe care v-ați făcut-o și care era în detrimentul dumneavoastră poate fi schimbată. Da? Este o chestiune de alegere. Voi vedea, din perspectiva acestui pachet, ce vă ajută pe dumneavoastră, dragi vărsători, în luna mai. Vă mai ajută un rege de cupe. Dacă sunteți bărbați, vă ajută, cum se spune, să ungeți untul pe pâine, adică să aveți niște cuvinte calde, să fiți mai înțelegători. Vă ajută de asemenea să fiți mai iubitori și mai drăgăstoși, dar în comunicări este important, de exemplu, să fiți mai comunicativi, mai atenți la a găsi o cale de mijloc. Dacă sunteți femei, vă poate ajuta o persoană în rac scorpion pești, care reprezintă acest rege de cupe. Da? Vă ajută să gândiți mai mult prin emoțiile dumneavoastră. Așa spun cărțile. Acum voi extrage cartea care vorbește despre scopul dumneavoastră. Ce scop aveți dumneavoastră, dragi vărsători, în luna mai? Iată, un 3 de bâte întors. Scopul dumneavoastră nu este să treceți la acțiune, ci oarecum să stați și să așteptați, să cumpăniți. Din nou este o carte de foc al berbecilor, leilor, săgetătorilor, inversată. Este ca și cum nu e bine să treceți la acțiune, ci e bine să stați într-o așteptare. Da? E bine să nu vă grăbiți, să nu fiți impulsivi. Scopul dumneavoastră acesta este, de fapt, că aceasta a fost întrebarea, da? Care este scopul dumneavoastră în luna mai? Din perspectiva acestor cărți, iată că vine regele de bâte. E puțin, să spun, iată, este puțin antagonist ce se întâmplă aici. Aici spune să nu treceți la acțiune, să nu ieșiți dintr-o stare de așteptare. În schimb, aici vorbim despre un rege de bâte. Poate că
să așteptați până când vi se clarifică foarte, foarte bine ceea ce vă doriți. Stați și așteptați până sunteți foarte siguri de destinația la care vreți să ajungeți. Scopul dumneavoastră poate să fie o persoană din berbecleu săgetător, adică ați putea să nu fiți dumneavoastră această persoană. Dacă sunteți femeie, poate că aveți o legătură cu astfel de persoană sau vă doriți o legătură cu această persoană, care este destul de, este în energie masculină și este destul de activă, de pasională, de plină de viață. Așadar, nu trebuie să vă grăbiți în legătură cu această persoană. Acesta ar fi scopul dumneavoastră, da? Să lăsați oarecum timpul. Poate coincide cu dumneavoastră, coincide cu situația dumneavoastră. Următoarea carte se referă la surpriză. Ceea ce nu știți dumneavoastră în luna mai este că, da, surpriza este că veți fi un rege de monede. Dacă sunteți femei, atunci va veni un rege de monede la dumneavoastră. Poate fi o persoană în Taur, Fecioară, Capricorn sau poate să vină un job foarte bun, o situație super stabilă. Poate să vină o nouă companie pentru dumneavoastră, poate vă creați o companie. Deveniți antreprenori. Dacă sunteți bărbați, ei bine, veți avea această stabilitate și statornicie. Așa este, nu vă veți grăbi pentru că aveți trei de bâte întors, dar încetişor veți veni cu niște oferte foarte, foarte bune. Fie că vin ofertele către dumneavoastră, fie că dumneavoastră adresați niște oferte alte persoane, dar vine această siguranță de sine, pentru că veți avea reușite pe plan material, pe plan financiar. Regele de monede este cel care, căruia îi place viața, care se bucură de mâncăruri alese, de haine deosebite. Este cel care trăiește foarte intens, să spunem. Ca și clarificare, ce nu știți și care este surpriza pe lângă acest rege de monede. Iată, au fost două și am să le citesc pe amândouă. În primul rând, este faptul că lăsați în urmă un trecut și vă orientați spre a vedea ce vă aduce prezentul și viitorul. Din nou, cărțile de spade, da? O carte de spade, șasele, care înseamnă că lăsați în urmă ceva care nu vă mai este de folos și mergeți și vă îndreptați în continuare spre scopurile dumneavoastră. De asemenea, surpriza este măiestria. Măiestria ce înseamnă? Că proiectele la care ați lucrat efectiv își vor găsi o recompensă. Vor veni către dumneavoastră laudele, felicitările, banii, valori materiale, o poziție stabilă. Ajungeți la această măiestrie în ceea ce faceți pentru relație, pentru colaborări în mediul profesional. Să vedem ce lăsați în urmă și deja s-a întors. Ce lăsați în urmă, dragi vărsători? Lăsați în urmă o regină de spade. Fie că sunteți dumneavoastră femeie în zodia vărsător și această carte vă descrie pe dumneavoastră, adică anunță faptul că în luna trecută ați fost o persoană stabilă, rațională și obiectivă, căreia i s-a cerut întotdeauna un sfat avizat, ați fost poate mai severă în relații, poate că ați avut anumite divergențe pe planul personal, însă ați lăsat în urmă sau doriți să lăsați în urmă acest fel de a fi ca femeie și, cum am văzut, trei de spade la început, doriți să introduceți emoționalitatea, da? Să vedeți prin filtrul emoțiilor de acum înainte, măcar pentru o perioadă. Dacă sunteți bărbați,
ați avut de-a face cu o femeie în gemeni balanță vărsător, cu care poate că ați colaborat bine, dar dacă vorbim despre o relație cu care nu ați reușit să ajungeți la un numitor comun pentru faptul că ați avut divergență de idei, cel puțin în relație este foarte greu de cucerit o astfel de persoană. Regina de spade este foarte admirată, da, pentru integritatea sa, dar ajunge la un moment dat pentru faptul că nu dă curs invitațiilor și relațiilor, ajunge să trăiască mai mult singură, da? Pentru că este o, deci acesta este un trecut. Eu însă aș vrea să interpretez partea pozitivă, care îmi spune așa că până acum v-ați bucurat de autoritate și nu înseamnă că renunțați la această autoritate. Poate ați lăsat în trecut un job. Această carte poate reprezenta și o firmă sau un job, o instituție. Să vedem cartea de clarificare. Ce carte vorbește despre trecutul dumneavoastră, dragi vărsători? Iată, o schimbare. O schimbare este ce ați lăsat în urmă. Pur și simplu, ați încheiat un capitol care era practic încheiat, da, poate nu oficial, dar au fost niște lucruri care s-au încheiat, da. Ați schimbat sau vă doriți, fie vă doriți să schimbați un fel de a fi. Dacă sunteți femeie, poate să aduceți mai multă emoționalitate și feminitate în viața dumneavoastră. Iar dacă sunteți bărbat, poate ați lăsat în urmă o astfel de femeie care nu era foarte drăgăstoasă și nu era tot din gemeni balanță vărsător și, sau pe care ați încercat să o schimbați. În orice caz, este ca o încheiere a unui capitol care nu vă mai era de folos în viața dumneavoastră. Să vedem despre viitor, să vedem ce cărți vorbesc despre viitorul vărsătorilor în luna mai. Iată. Avem turnul întors în viitor. Nu va mai fi nevoie să clădiți nimic. Această carte reprezintă o schimbare, știți, cam asemănătoare cu aceasta. Dacă aceasta este pentru capitole care trebuie încheiate, da, pentru că s-a finalizat ceva, turnul care aici este întors poate să reprezinte și un berbec. Această carte a schimbării poate să reprezinte un scorpion. Turnul întors este un efect benefic al unei decizii de a nu schimba ceva, ci de a menține aceeași linie pe care ați adoptat-o până acum. Dumneavoastră știți mai bine, în orice caz, dacă ar fi fost drept, turnul reprezenta o invitație să reclădiți sub altă formă. Păstrați-vă linia pe care ați mers, atât în plan personal, cât și relațional și profesional, pentru că nu va veni o răsturnare de situație. Da, doar în cazul în care doriți o răsturnare de situație să acționați invers, altfel nu. Dar, cum spuneam, poate să fie și o persoană în zodia berbec, care să fie, să spunem, în viitor. Da? Iar pentru faptul că este întors, să nu mai aveți o relație cu o persoană în zodia berbecului. Dumneavoastră știți cum rezonați, dacă această situație vă reprezintă sau nu. Dar aș crede mai degrabă că este acea schimbare, acea invitație la reconstrucție care nu mai este necesară. Clarificarea viitorului este regele de spade. Dacă sunteți bărbați, ei bine, această carte
arată că în luna mai vă veți simți bine în pielea dumneavoastră. Vă veți urma toate țelurile, vă veți face planuri iscusite, veți fi rațional, obiectiv în acțiunile dumneavoastră, veți fi destul de rapid și nu vă veți da înlături să treceți peste absolut orice este nevoie pentru a vă atinge scopurile. Dacă sunteți femeie, acest viitor va aduce o persoană din gemeni balanță vărsător. Da? Acest rege de spade poate să reprezinte și o instituție, un job nou. În cazul dumneavoastră, o energie masculină, chiar dacă sunteți femeie, să fiți mai autoritare, să fiți mai orientate spre rezultate și mai puțin emoționale. Cel puțin despre asta vorbește viitorul. Următoarea întrebare pe care o adresăm cărților se referă la cum anume vă vedeți dumneavoastră, cum vă simțiți, dragi vărsători. Să vedem cum vă simțiți. Wow! 9 de spade. E adevărat că este cartea vărsătorului. În acest moment sunteți preocupați de gânduri care uneori vă ocupă și noaptea. Fie că sunt proiecte la care vă gândiți inclusiv înainte să adormiți și imediat după ce v-ați trezit, fie sunt anumite îndoieli, fie sunt lucruri care vă preocupă și aveți insomnii. E posibil ca această carte să vorbească despre o perioadă mai dificilă din perspectiva somnului. Poate ar fi bine, iată că au căzut aceste cărți, poate ar fi bine să beți un pahar de lapte cald, să beți un ceai relaxant și de asemenea să adormiți cu ideea că a doua zi veți găsi soluția de îndată ce vă veți trezi dimineață, veți găsi soluția la tot ce este de rezolvat, pentru ca să-i oferiți creierului dumneavoastră o odihnă atât de importantă. Organismul știe datoria de somn pe care o avem. Aici avem două cărți, 9 de cupe. 9 de cupe vorbește despre felul în care vă vedeți dumneavoastră. Poate că nu aveți o mulțumire de sine. Este și cartea persoanelor care sunt fără relații și de obicei, dacă ar fi fost dreaptă 9 de cupe, reprezenta burlacul sau burlăcița fericită, mulțumire de sine. Se pare că nu sunteți mulțumiți. Da? Acest 9 de cupe împreună cu 9 de spade reprezintă cam același lucru, că sunteți destul de nemulțumiți și vă simțiți destul de nemulțumiți de situație și de asemenea aveți impresia că nu vi se mai dă dreptate, aveți impresia că nu mai aveți anumite soluții. Cartea Asul de Spade, care ar fi trebuit să fie drept, da? Atunci, dacă ar fi fost drept, ar fi reprezentat o victorie, o claritate a ideilor, o reușită, un nou început, un mare dreptate care vi se face, dar cu ea întoarsă, parcă ați fi în pană de idei. Poate că este bine să nu acționați și să așteptați o perioadă, pentru că nu este întotdeauna nevoie, da, să controlăm absolut tot. Uneori poate să ajute faptul că lăsăm lucrurile să curgă așa cum doresc ele în mod natural, fără a interveni asupra lor. Să vedem, de asemenea, cum vă văd ceilalți oameni. Cum sunteți văzuți din exterior în luna mai, dragi vărsători? În luna mai veți fi foarte deciși. Ceilalți vă vor vedea foarte hotărâți. Această carte, 2 de spade, reprezenta o indecizie, ca și cum ați avea două sau mai multe posibilități și nu știți pe care să o alegeți. Ei bine, fie veți fi foarte deciși în tot ceea ce aveți de ales, fie aveți o singură situație, ca și cum nu sunt alte oportunități.
Depinde de dumneavoastră cum vedeți, dar este tot cartea semnelor de aer, gemeni, balanță, vărsător. Și nu se poate vorbi despre o indecizie, sunteți foarte deciși, ca și cum știți exact ce aveți nevoie. Aș vrea să extrag și cartea care să vorbească despre, iată, 6 de monede. Aici eram în poziția a felului în care vă văd ceilalți. Ceilalți vă văd într-o poziție financiară foarte stabilă, în care sunteți filantropi, îi ajutați și pe ceilalți, primiți niște bani din urmă, că au fost proiecte, că au fost bani împrumutați. Ideea este că aveți o stabilitate financiară deosebită și valorile materiale vin spre dumneavoastră într-un mod natural. În acest fel sunteți văzuți. Să vedem în continuare ce speranțe aveți, dragi vărsători, pentru luna mai. Iată, s-a întors o carte. Dar nu e speranță, e mai degrabă temerea. Cartea aceasta, ca speranță, este într-un capricorn. Da? Doriți să fiți ajutați de un capricorn sau sperați să-l ajutați dumneavoastră un capricorn, dar este și o carte a exceselor. Deci se încadrează nu neapărat în speranțe, ci în temeri. Aici este vorba despre o adicție de control, de bani, de muncă. Să aveți grijă să nu vă supra-solicitați. Sunt niște compromisuri pe care vă simțiți nevoit să le faceți. Da? Este o stare de nervozitate și este bine să ieșiți din ea. Poate să reprezinte și o persoană cu care aveți de a face. Să vedem ce speranțe mai sunt. 3 de monede. Speranța dumneavoastră este să lucrați bine în echipă. Vă bazați pe membrii echipei din care faceți parte și de asemenea sperați să vină niște bani, să vină niște rezultate și să nu mai jonglați cu alte posibilități, ci să mergeți pe cea mai profitabilă variantă din perspectivă profesională, da? În orice caz, rezultatele în luna mai nu vin din munca individuală, ci din cooperările pe care le faceți, din contractele pe care le aveți. Am să vă spun acum care este cartea de final, da? Carta de final, dacă mergeți pe acest drum în luna mai, adică destinația, da? Spre ce veți merge? Iată, lumea este cartea vărsătorului. Vă veți regăsi pe dumneavoastră înși vă la sfârșitul acestei luni. Poate că veți face o călătorie care va avea importanță pentru dumneavoastră. Poate încheiați cu bine un capitol. Vorbim despre un sfârșit fericit, da, o încununare cu succes, a unui proiect, a unei lucrări, a unor studii. Aceasta este mulțumirea, ca și cum lumea ar fi a dumneavoastră. Deci puteți să aveți o astfel de stare la sfârșitul lunii mai. Și în al doilea rând, aici vedem din nou 6 de monede. Da? Veți avea această mulțumire pe care am regăsit-o. Am văzut multe cărți de monede. Am avut și 3 de monede, iată, 6 de monede la dublu. Întotdeauna mă bucur când apare astfel de confirmări. Faptul că poate că ați primit cu întârziere niște bani, dar ei vin, reușiți să vă rezolvați multe din problemele financiare, reușiți să-i ajutați și pe ceilalți să faceți acte de filantropie și să vă simțiți foarte bine. Poate primiți o moștenire, da? Este întărită această carte. Oricum, am văzut și cărți de cupe, interacționați și cu rac, scorpion, pești, interacționați cu taur, fecioară, capricorn, cu gemeni, balanță, vărsător. Am văzut pe parcursul acestei citiri, da, că am vorbit despre lucruri destul de bune. 6 de monede este o carte bună pentru finalul lunii mai. Am să vă spun acum cu ce zodii interacționați. Poate veți cunoaște persoane noi care să vă ajute sau să
cu care să începeți relații. Poate că vor apărea zodiile cu care deja aveți o legătură, fie de colaborare profesională, fie emoțională. Și voi extrage 7 cărți din acestea pentru a vedea care sunt semnele importante. Zodia peștilor are importanță pentru dumneavoastră. Există interacțiuni între ei și dumneavoastră. Capricorn l-a mai găsit, da? A existat Capricornul aici. Și oricum au existat și multe cărți de monede. Taur Fecioară Capricorn. A treia carte vorbește despre pești, din nou. Da? Aveți interacțiune cu persoane în zodia peștilor, pentru că Neptun guvernează această zodia peștilor și am mai avut cartea peștilor. Da? În al patrulea rând, a patra zodie, de fapt a treia, că două s-au repetat, Fecioara. Aveți interacțiune cu persoane în zodia Fecioarei. A cincea carte reprezintă persoanele în zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Și deja Fecioara și Capricornul ieșiseră, așadar se adaugă și Taurul acestei liste. În al șaselea rând, vorbim de zodii de aer, ca dumneavoastră, Gemeni, Balanță, Vărsător, cu care puteți interacționa. Și din zodia Gemeni, da, dragi vărsători? Sper că ați primit ceva informații. Eu mă bucur foarte mult că ați urmărit acest video. Vă doresc o lună mai fericită și să fiți ocrotiți, să fiți ocrotitori. Toate cele bune să vină pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru abonări și pentru comentarii și să ne reauzim la alte etalări. La revedere, numai bine!